Tronsonul 1 al drumului expres Craiova-Pitești începe de aici, din zona centurii de nord a Craiovei și se termină la limita județului Dolj cu Olt. Asocierea de firme turco-română trebuie să finalizeze lucrările pe cei 17,7 km ai tronsonului 1 în termen de un an și jumătate, iar conform contractului, lucrările vor avea o garanție de 10 ani. Această porțiune de drum este una dintre cele mai așteptate investiții. A fost semnat contractul pentru finalizarea lucrărilor. Următorii pași sunt constituirea garanției de bună execuție din partea antreprenorului care a câștigat această licitație, după care în cel mai scurt timp CNAIR va emite ordin de începere a lucrărilor, urmând ca antreprenorul să-și mobilizeze utilajele și să demareze lucrările de execuție a acestui tronson, a restului de lucrări care au rămas de executat. Drumul expres Craiova-Pitești este împărțit în 4 tronsoane. Va avea o lungime de 121 de kilometri și câte 2 benzi pe fiecare sens. Anul trecut au fost dați în folosință primii 40 de kilometri de drum expres din România. Este vorba despre tronsonul care permite ocolirea Balșului și Slatinei. În prezent se lucrează pe tronsonul 3 între Valea Mare și Colonești, dar și pe tronsonul 4 între Colonești și Pitești. Pe tronsonul 3 lucrările au ajuns la 76%. Termenul contractual de finalizare pe acest tronson este 2024, însă antreprenorul și-a asumat deschiderea obiectivului la sfârșitul anului 2023.